Bine v-am găsit din nou, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face o prăjiturică Kinder Paradis. Pentru asta vom avea nevoie de următoarele ingrediente. 3 ouă, 140 de grame de zahăr. Acum vom mixa până își dublează volumul. Și-au dublat volumul, iar acum vom adăuga 95 de grame de unt moale și vom continua să mixăm. Următorul pas, vom adăuga o linguriță de pastă de vanilie și vom continua să mixăm. Acum vom cerne 80 de grame de făină, 80 de grame de amidon de porumb, un praf de sare și 7 grame de praf de copt. Vom amesteca puțin cu o spatulă, după care vom mixa. Am omogenizat bine toate ingredientele, iar acum vom avea nevoie de o tavă. Eu am o tavă de 20 x 20 cm, am tapetat-o cu o hârtie de copt, iar acum voi turna compoziția. O vom nivela bine, după care o vom da la cuptor pentru 25 de minute la 180 de grade Celsius. Între timp ne vom ocupa de cremă. Vom avea nevoie de 300 ml de frișcă foarte rece, pe care o vom mixa. Acum vom adăuga 40 de grame zahăr pudră, 50 grame lapte condensat, o lingură brânză Philadelphia, și continuăm să mixăm până devine firmă. Crema este gata, acum o vom da la frigider până vom avea nevoie de ea. Blatul s-a copt. Acum îl vom lăsa să se răcească bine, după care îl vom scoate pe un grătar. Următorul pas, vom tăia blatul în două părți egale. Iar acum vom pune crema. Vom nivela frumos crema pe toată suprafața blatului. Iar acum vom pune cea de-a doua parte a blatului. Eu voi decora prăjiturica cu un șablon și cu zahăr pudră.
Și gata prăjiturica noastră Kinder Paradis. Este o prăjiturică foarte bună și delicioasă. Sper că v-a plăcut această rețetă și sper din tot sufletul să o preparați. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul pentru a vedea toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine! Pa, pa!